Legea pe înțelesul tuturor. Cuzorița Turculescu. Poate ați crezut că doar elevii din clasele mari sunt evaluați la finalul anului? Ei bine, chiar și cei mici au parte de o evaluare mai puțin cunoscută, dar importantă. Este vorba de copiii din clasa pregătitoare, adică cei din clasa 0. La data de 8 aprilie 2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a emis un ordin privind aprobarea metodologiei de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare. Pentru cine se întocmește raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare? Acesta se completează pentru toți elevii din clasele pregătitoare din cadrul școlilor de stat sau particulare. Scopul întocmirii raportului de evaluare îl reprezintă orientarea și optimizarea procesului educativ în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip școlar. În metodologie se arată că procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfășoară pe tot parcursul anului școlar și se finalizează în luna mai, prin completarea raportului de evaluare. Cine completează raportul de evaluare al elevilor din clasa pregătitoare? Evident, cadrul didactic care predă la clasa respectivă. Raportul de evaluare este un document tip în care se consemnează nivelul realizării competențelor generale, respectiv a competențelor specifice asociate fiecarei discipline. Este bine de știut că raportul de evaluare este structurat pe mai multe secțiuni. În primul rând, se trec date de identificare ale elevului, de exemplu, nume, prenume. Apoi, în raportul de evaluare se completează date cu privire la disciplinele învățate de copii, de exemplu, comunicarea în limba română, matematica și explorarea mediului, religie. De asemenea, tot în cadrul acestora intră disciplinele, arte vizuale și abilități practice, muzică și educație fizică. Nu în ultimul rând, raportul de evaluare mai cuprinde și secțiunea de competențe generale și competențe specifice, asociate fiecarei discipline. În dreptul acestora, învățătorul responsabil consemnează în baza documentelor nivelul realizată sau în curs de realizare. În fine, ultima secțiune cuprinde cum era de așteptat aprecieri și recomandări. Tot în metodologia de întocmire a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare, se mai arată că pentru elevii care învață în școlile și secțiile cu predare în limbile minorităților naționale, de exemplu în limba germană, se completează un formular specific. Acest formular va cuprinde comunicare în limba română, comunicare în limba maternă, respectiv muzică și mișcare. După cum am mai spus, raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare se realizează de către învățătorul care predă la clasa respectivă. Însă învățătorul nu decide singur. Acesta se consultă după caz cu profesorul psihopedagog, profesorul logoped, medicul școlar sau părinții copilului. E bine de reținut un lucru. Un exemplar al raportului de evaluare este tipărit, semnat și predat directorului școlii. Directorul va păstra rapoartele de evaluare în arhiva școlii pe toată perioada de școlarizare a elevului. De asemenea, ordinul Ministrului Educației mai arată că raportul de evaluare are caracter confidențial, adică rezultatele individuale obținute de elevi nu pot fi făcute publice. Totuși, cum este și firesc, o copie a raportului de evaluare este înmânată părinților sau reprezentanților legali ai copilului. Iată, în cele ce urmează, câteva exemple de evaluare la disciplinele aferente clasei pregătitoare. Astfel, la disciplina comunicare în limba română. Copiii pot fi evaluați la identificarea semnificației unui mesaj pe teme familiare rostite clar și rar. De exemplu, dacă afară e fric și nu ne îmbrăcăm gros, ne îmbolnăvim. Tot la comunicare în limba română, copiii din grupa pregătitoare vor fi evaluați la pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple. De asemenea, evaluarea poate să cuprindă recunoașterea de către copii a unor cuvinte uzuale din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar, de exemplu cuvântul mama. Tot din universul literelor copiii pot fi evaluați la trasarea elementelor grafice, de exemplu linii verticale și orizontale, și a contururilor literelor, folosind resurse variate. La disciplina comunicare în limba modernă 1, de exemplu engleza, evaluarea copiilor din grupa pregătitoare se face prin răspunsul la salut, recunoașterea denumirilor unor obiecte din jur sau reproducerea unor cântece ori poezii scurte. În cadrul disciplinei matematică și explorarea mediului, copiii vor fi evaluați la recunoaștere și scrierea numerelor de la 0 la 31, precum și utilizarea unor denumiri și simboluri matematice, de exemplu sumă total diferență în rezolvarea și compunerea de probleme. Tot la matematică, evaluarea copiilor din clasa pregătitoare se realizează prin identificarea unor forme geometrice plane, de exemplu pătrat, triunghi, cerc și a unor corpuri geometrice, de exemplu cub-sferă, în obiecte manipulate de copii și în mediul înconjurător. De asemenea, în cadrul disciplinei religie, la finalul clasei pregătitoare, copiii vor fi evaluați la explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute, precum și identificarea unor sărbători religioase, de exemplu Paște-Crăciun. E bine de știut că la finalul clasei pregătitoare copiii vor fi evaluați și la disciplina arte vizuale și abilități practice. În cadrul acestei discipline se are în vedere sesizarea semnificației unui mesaj simplu vizual, exprimat prin desen sau pictură. Tot aici se au în vedere exprimarea ideilor și trăirilor personale în aplicații simple, specifice artelor vizuale. De asemenea, tot la finalul clasei pregătitoare, copiii vor fi evaluați și la disciplina muzică și mișcare. În cadrul acestei materii, copiii vor fi evaluați la receptarea unor cântece pentru copii, la perceperea unor sunete diferite din mediul înconjurător, precum și la diferențierea sunetelor vorbite de cele cântate. Apoi, la finalul clasei pregătitoare, cei mici vor fi evaluați la disciplina educație fizică. Cu privire la menținerea sănătății și a dezvoltării armonioase, copiii vor fi evaluați la recunoașterea influenței soarelui și a temperaturii asupra sănătății sau identificarea posturii corporale corecte, de exemplu să stea cu spatele drept. Aici vor învăța și mai apoi vor fi evaluați la respectarea regulilor de igienă personală, de exemplu să se spele des pe mâini cu apă și săpun. Evaluarea la educație fizică va cuprinde și participarea la jocurile și activitățile organizate în grup. În final, copiii din clasa pregătitoare vor fi evaluați și la disciplina dezvoltare personală. Aici se va ține seama de manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți. De exemplu, să-i ajute pe cei din jur sau să fie altruiști. De asemenea, copiii trebuie să-și exprime emoțiile în situații simple, familiare, de exemplu când sunt triști sau bucuroși. De asemenea, cei mici vor fi evaluați la utilizarea abilităților și a aptitudinilor specifice învățării în context școlar, la aplicarea unor tehnici de învățare sau la identificarea hobbyurilor, jocurilor și activităților preferate. Sunzorița Turculescu și, în concluzie, să prețuim copiii, să iubim și să-i ajutăm să fie oameni de valoare în viață, să le insuflăm setea de cunoaștere încă de mici, mai mult decât atât să le vorbim despre Dumnezeu și să le facem cunoscute căile sale, să înțeleagă valoarea sufletului care va dăinui veșnic. Chiar și Biblia spune: Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Să fim așadar părinți înțelepți și vom avea copiii la fel. Legea pe înțelesul tuturor. Cuzorița Turculescu